ia e în mâna ta. Te rog frumos, nu îngădui nimic din ce nu pot eu duce. Și tot ce îmi îngădui tu, ajută-mă să duc cu bine la capăt. L-a ajutat Dumnezeu pe Iosif? L-a ajutat. A ajutat Dumnezeu pe Maria? A ajutat-o. Vreau să vă spun ceva, vor fi momente în care vei zice, mă, nu mai pot, atunci vine un înger. Atunci vine exact ce ai tu nevoie exact în momentul la Dumnezeu intervine și îți dă ce ai tu necesar. Nu te îngrijora, asta nu e responsabilitate, asta e supra-îngrijorare. Sau faptul că ai folosit termenul de stres este o imaginație care nu are de-a face cu realitatea și tu îți pui probleme, o grămadă, o grămadă. Stai că toate, punct cu punct, pas cu pas, nu te ajută să le duci la capăt. Important este să rămâi în voia lui Dumnezeu.